Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc ca de fiecare dată că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. A fost o perioadă destul de complicată pentru unii, agitată, liniștită pentru alții, însă această campanie electorală, campania pentru alegerile locale și cele europarlamentare, a fost totuși destul de zbuciumată în unele localități. Puțin mai este până când primarii aleși își vor prelua mandatul, pentru unii o mare provocare, pentru alții poate lucrurile vor sta puțin mai liniștit din anumite puncte de vedere. Vom vedea care este situația și la Deva și ce se va întâmpla în perioada următoare. Vom discuta, bineînțeles, și despre subiecte legate de relația pe care România o are cu alte state. O să vedeți astăzi despre ce este vorba și o să-l las pe invitatul meu să ne povestească mai multe astăzi. Alături de mine, domnul Lucian Rus, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și primarul ales al municipiului Deva. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua și mulțumesc de invitație, o plăcere să fiu alături dumneavoastră. Puțin mai relaxat de data aceasta, nu? Nu aș spune chiar mai relaxat, din contră chiar poate mai încărcat acum cu dubla responsabilitate, dar într-adevăr cu optimism și cu gând deschis și cu Dumnezeu înainte. Ați păstrat această linie de optimism și în precampanie și în campania electorală, așa v-au perceput oamenii, sau mare parte dintre deveni și nu numai, ca un om optimist, un om care găsește sau cel puțin încearcă să găsească soluții la mai toate problemele. Da, deși nu este optimist, ușor. Optimist sunt și vreau să fiu și să păstrez acest trend și ton optimist, pentru că este foarte important. E important pentru noi, pentru deveni, pentru toți cei care m-au votat și pentru cei care nu m-au votat, pentru că cu toții suntem deveni, cu toții dorim binele Devei, indiferent de opțiunea pe care am avut-o, și cred că toți împreună trebuie să facem echipă ca de acum încolo să privim cu optimism, așa cum am spus, pentru Deva și pentru deveni. E important să avem mintea limpede și e important să privim imaginea clară a ceea ce înseamnă Deva astăzi, să vedem exact ceea ce avem de făcut și începând cu 1 noiembrie, când vom prelua mandatul, să ne apucăm direct de treabă, pentru că nu avem timp de pierdut. E important, așa cum am spus, pentru noi toți, pentru noi toți ca deveni, să păstrăm acest ton optimism, să păstrăm tonul nu numai a speranței, ci a realității, de fapt, și să știm exact unde vrem să ajungem. Și știm acest lucru și cred că împreună cu devenii, aceste lucruri le putem face. Ușor sau greu, nu contează. De-aia ne-am băgat în această bătălie, de-aia ne-am asumat aceste lucruri, indiferent cât de greu ar fi, să le putem face și să le ducem de îndeplinire. După data de 9 iunie, zi în care au avut loc alegerile, la foarte scurt timp v-am revăzut printre oameni, v-am văzut în anumite cartiere, pentru că nu cred că ați mai ajuns chiar în toate, dar ați dori să le mulțumiți oamenilor. Cred că ați fost printre puținii primari aleși care au făcut acest gest. De ce ați făcut asta? Pentru că așa cred că este normal și este bine și nu numai să mulțumesc oamenilor, și într-adevăr am mers și merg în continuare și voi merge pe fiecare cartier, să ajung în fiecare cartier, în fiecare zonă, dar nu doar acum, ci vreau să merg permanent, pentru că este ceea ce mi-am asumat, este ceea ce pe parcursul campaniei electorale oamenii au spus și au arătat că au nevoie de această punte de comunicare între primari, instituția primarului, Consiliul Local și oameni, și este un lucru pe care vreau să-l fac permanent. Permanent, adică nu în fiecare zi, dar cu siguranță că vreau să fiu un primar al oamenilor, așa cum am promis, vreau să mă țin de cuvânt. Ați fi putut să le mulțumiți printr-un mesaj sau doar printr-un mesaj pe rețelele de socializare, așa cum suntem obișnuiți și am fost, din păcate spun eu, obișnuiți să vedem din partea unor primari în funcție, mesaje pe rețelele de socializare, mai o fotografie, două, și cam aici s-a rezumat relația dintre administrație și cetățean. Ceea ce cred că devenii au votat, ceea ce cred că devenii își doresc cu toții, indiferent de cum au votat, este ceva diferit. Este ceva mai bine, este ceva mai mult.
este acea comunicare, acea discuție, acea punte de legătură, cum am spus, între administrație și deveni. Pentru că problemele sunt ale devenilor, noi trebuie să continuăm acest lucru pe care l-am început, noi trebuie să continuăm acest dialog cu oamenii, să continuăm centralizarea problemelor, ca astfel încât după 1 noiembrie să știm ce avem de făcut. Problemele nu sunt puține, nici în campanie electorală n-am ajuns la fiecare, să ajung pe fiecare bloc sau pe fiecare scară, dar vreau să ajung permanent, vreau să fiu între oameni, vreau să discutăm de problemele oamenilor și vreau să discutăm așa cum am promis, corect, pentru că nu toate problemele putem rezolva dintr-o dată, dar vrem să știm cu ce putem să ne apucăm de probleme ca să începem să le rezolvăm, care sunt prioritățile, ceea ce ne permite bugetul să putem să facem, ceea ce nu depinde de un buget anume, lucruri pe care le putem rezolva poate mai ușor sau mai repede. Aceste lucruri trebuie discutate permanent cu oamenii. Oamenii trebuie să înțeleagă care este situația actuală a Devei, unde suntem astăzi și cum putem face să începem să rezolvăm din probleme. Așa cum am susținut, doar printr-o comunicare, doar prin acest parteneriat cu oamenii, cu devenii, pentru Deva. Deci voi continua aceste vizite în teren, voi continua aceste discuții cu asociațiile de proprietari, voi continua și voi vrea să dezvolt și să facem acel consiliu consultativ al antreprenorilor pe care am promis că îl facem și chiar mulțumesc inițiativei mai multor antreprenori din Deva, împreună cu care am format un grup de WhatsApp și vom face și avea o primă întâlnire probabil la sfârșitul verii, astfel încât să putem să ne organizăm mai bine și să aibă și antreprenorii un cuvânt de spus la masă împreună cu administrația locală, de asemenea cu turismul. Deja din minister începem să discutăm, să creionăm strategia pentru turism pe care o gândim noi. Pentru lucruri Deva, care pot fi aplicate și la nivelul reședinței de județ, specific Deva? Specific pentru Deva. Mm-hmm. Discutăm, acum discut cu colegii mei și atâta timp cât încă mai sunt până în octombrie în cadrul ministerului, i-am rugat pe colegii mei ca împreună cu colegii din Deva să lucreze și să conlucreze pentru o strategie coerentă de turism a municipiului nostru pe o perioadă de minim 10 ani de zile, astfel încât să știm ce avem de făcut pe o perioadă mai lungă, cu planuri pe durată medie lungă. Ne puteți și dezvălui câteva dintre direcțiile pe care le-ați gândit pentru dezvoltarea turismului în Deva? Căutăm și soluțiile de finanțare și chiar am avut săptămâna trecută și acum două săptămâni la masă partea asta de bănci, BEI, BERD, Banca Mondială, să vedem soluțiile de finanțare pe care putem să le aplicăm pe partea de dezvoltarea turismului. Așa cum am spus și în campania electorală, aș vrea să dezvoltăm un orășel medieval la baza cetății, aș vrea să vedem cetatea, să-i dăm o nouă înfățișare. Asta este o gândire pe care o avem. Avem o echipă acum de arhitecți care gândesc și eficientizează fluxurile de turiști pe care ne dorim să le avem, astfel încât să fim aplicați pe ceea ce vedem ca și perspectivă de dezvoltare a turismului. De asemenea, am avut întâlniri la București cu doamna Elisabeta Lipă, președinta Agenției Naționale pentru Sport și președinta Federației de Gimnastică, așa cum îmi doresc și cum cred că este și firesc, să încercăm să vedem dacă putem aduce înapoi lotul de gimnastică la Deva, dacă putem dezvolta acele baze de canotaj pe malul Mureșului. Și doamna Elisabeta Lipa a fost extrem de deschisă, de fapt, prin secretarul ei general, mai bine cu astfel de propuneri. Care, categoric, dânsa, chiar din discuțiile pe care le-am purtat cu ea, a dorit de mult să facă aceste lucruri și a avut câteva propuneri la nivel de OAT. Acum sperăm să și îndeplinească, să le putem pune pe masă, dar ce e foarte important, acum gândim niște soluții de restructurări de credite, să găsim niște soluții de cofinanțări, să vedem variantele de oportunități de finanțare care vor fi în perioada următoare și anul viitor, astfel încât să fim prezenți, să nu ratăm nicio soluție de finanțare. Așa cum am spus, repet, și în campania electorală, turismul este o axă prioritară pentru noi, alături de sport, alături de partea de învățământ, să putem să dezvoltăm orașul, să putem să atragem tineri cât mai mult, să putem să ajutăm și noi antreprenorii să venim în sprijinul industriei Horeca și, de ce nu, mai mult pentru a genera venituri la bugetul local, astfel încât să avem bani de investit. Știm foarte bine, PNRR-ul se termină în următorii maxim 2 ani de zile, fonduri europene își reduc deja din intensitate pentru că majoritatea axelor
taxelor au fost deja licitate și deja sunt în implementare, deci trebuie să gândim pentru DEVA, pentru bugetul DEVA, ce va fi pe următorii 5-10 ani de zile. Tot ceea ce creionăm împreună eu cu echipa mea, nu o creionăm pe un mandat, nu o creionăm pe o perioadă scurtă, ci vrem pentru DEVA. Indiferent dacă poate peste 4 ani electoratul va decide să meargă în continuare cu noi ca echipă sau nu, noi vrem să știm că avem o strategie coerentă, o strategie care stă în picioare oricând în fața oricui, care dovedește că DEVA poate să se dezvolte și poate să genereze venituri ca să poate să aibă această autonomie de finanțare prin care poate să se dezvolte permanent. Iată, mentalitatea unui antreprenor înainte de a unui om din administrația publică, pentru că sunt foarte multe variante în care, într-adevăr, o primărie, o administrație locală poate să genereze și bani prin anumite instituții subordonate ei. Lucru care se întâmplă și nu prea în unele zone. Nu știu cum se întâmplă în altele și nu vreau să dau exemplu, dar de la început, din gândirea mea și structura mea de antreprenor, asta am gândit permanent. DEVA trebuie să fie un generator de venituri care poate să-și asigure aceste bugete pentru a putea reinvesti, pentru a putea face lucruri bune pentru populație, pentru a putea să se dezvolte. Sunt bune și asfaltările, poate, sunt bune și trotoarele și așa mai departe, dar noi trebuie să găsim pe lângă asta soluțiile de finanțare pentru anumite investiții care să ne genereze venituri la bugetul local. Pentru că având venituri la bugetul local, independente de ce înseamnă bugetul național sau al Consiliului Județean, bineînțeles că toate acestea le vom accesa și împreună vom face și ne vor da posibilitatea să facem lucruri mai bune, noi trebuie să știm că avem veniturile noastre. Și aici este ceea ce îmi doresc ca prin atragerea de fonduri europene și chiar acum discutam la Bruxelles cu colegii mei, astfel încât împreună cu Hunedoara să facem o conurbație, nu neapărat administrativă, ci strategică de dezvoltare și să atragem fonduri europene direct de la Uniunea Europeană, să nu mai trecem prin alocarea de țară, pentru că și așa deja este destul de consumat, așa cum am spus, și să dăm prioritate investițiilor care vor putea genera venituri pentru viitor, pentru municipiul DEVA. Sunteți din nou foarte optimist în ceea ce privește evoluția până la urmă acestui oraș. Cred în orașul nostru, cred în șansa noastră și cred în perspective și cred că și de veni, scuzați de... Toate aceste proiecte, pe lângă partea aceasta că vorbeați de fondurile europene, fonduri care vin, dacă suntem capabili să scriem proiecte coerente, sunt binevenite și până la urmă cred că fără ele ar fi foarte greu să mai putem să ne dezvoltăm de la un anumit nivel. Aceste proiecte înseamnă totuși și un portofel generos, să spunem, al urbei. Aveți temeri din acest punct de vedere al banilor? Da, temeri am foarte mari. Acum chiar aș vrea să mă întâlnesc cu conducerea actuală a primăriei. Ați avut discuție? Există deschidere? Da, este deschidere și am avut câteva discuții, schimburi de mesaje cu administratorul public în care mi-a invitat la primărie ca să discutăm un pic de stadiul actual al proiectelor, să vedem ce înseamnă astăzi DEVA din punct de vedere al proiectelor. Din păcate am avut o deplasare în străinătate despre care o să vorbim la Washington, da, secretariatul de stat, n-am putut, dar sper că săptămâna viitoare, dacă nu cel târziu, peste două săptămâni, să facem această discuție. În paralel am început cu ADR Vest să văd exact situația, stadiul proiectelor în implementare, stadiul proiectelor cu probleme și perspectivele de finanțări viitoare. Chiar cu Sorin Maxim am discutat destul de mult săptămâna aceasta, directorul ADR Vest. Mi-a prezentat o situație a proiectelor, acum aș vrea să o văd și din punct de vedere al primăriei și să văd exact ce este acolo. Sunt câteva proiecte care n-au fost fazate la anumit moment, dar vreau să văd imaginea de ansamblu. Asta înseamnă că ar putea fi pierdute și vom fi nevoiți să dăm banii înapoi? Sper să nu fie pierdute, e vorba de 12-14 milioane de euro, dacă rețin bine. Acum și eu, din poziția mea pe care o am în Guvernul României, voi încerca din toate puterile ca să nu pierdem aceste proiecte, să vedem ce șanse avem ca să le putem faza sau să le repunem în termen și chiar tot ceea ce știu și ceea ce pot voi face ca să salvăm acești bani, pentru că sunt foarte mulți bani care, dacă ar trebui să-i dăm înapoi, ar fi însemna o problemă. O problemă pentru DEVA, o problemă pentru constructori, o problemă pentru noi ca primărie.
Știind de la fel de bine că anul viitor va fi apogeul, punctul cel mai mare de rambursări de credite și de plăți pe care le are DEVA pe eșalonările pe care le avem făcute, undeva la 20 și ceva de milioane pe care DEVA va trebui anul viitor să le ramburseze. De aceea am și inițiat, cum am spus, discuțiile cu BI, BERD și Banca Mondială, să vedem dacă putem găsi niște soluții de reeșalonări, astfel încât să ne putem reduce gradul de îndatorare. Caut soluții, discutăm și chiar aș vrea și mă bucur de inițiativa colegilor din primărie de a sta la aceeași masă și de a vedea stadiul, astfel încât, așa cum am spus, în 1 noiembrie să știm exact ce preluăm, cât pot să ajut acum, încerc să ajut, pentru că până la 1 noiembrie nu am nicio pârghie, ca să spun așa, ci doar din bunăvoința sau din deschiderea aparatului administrativ și a administratorului public, dar mai mult decât atât nu voi putea face. Dar aia nu înseamnă că nu în fiecare zi mă interesez, discut și caut soluții din minister și din întreg guvernul ca să pot să văd cum pot să ajut cât mai mult orașul nostru. Acum va rămâne de văzut ce va fi de făcut după 1 noiembrie, dar important este acum să le pregătim din timp, să putem merge direct cu variantele de finanțare pe care le putem găsi. Și mai sunt câteva proiecte și undeva care au avut un parcurs destul de greu, să spunem așa, mă refer aici și la pistele acestea de biciclete, să ne amintim și de ce se întâmplă la stadion cu acea pistă de alergare care, uite, pista nu e pista, sunt și au fost de fapt destul de multe probleme în ceea ce privește aceste proiecte. Aveți temeri legate și de aceste proiecte care au fost implementate mai mult sau mai bine sau mai rău? Temeri, am într-un fel temeri, pentru că vreau să fie lucru bine făcut. La fel cum am spus în campanie și imediat după 1 noiembrie, după ce vom prelua, vreau să ne uităm foarte atent, să vedem ce avem de făcut acolo, cum putem remedia. Știm foarte bine problema trotuarelor, știm foarte bine, cum am spus, problema pistelor de biciclete. Deja discut cu oameni de specialitate astfel încât să vedem ce soluții putem găsi. Bineînțeles, soluții care vor consuma resurse financiare până la urmă și de timp, dar trebuie să vedem exact ceea ce putem face. De asemenea, chiar săptămâna trecută iar m-am întâlnit cu cei de la APAPROD. Știm foarte bine, Bulevardul 22 decembrie a fost asfaltat înainte de alegeri, o investiție foarte mare făcută din banii bugetului local. Dar de asemenea, cred că știm cu toții că în toamnă va urma proiectul cel mare al APAPROD-ului, prin care DEVA beneficiază de o finanțare extrem de mare, de schimbarea tuturor țevilor de canalizare și de apă, inclusiv de pe 22 decembrie, o mare parte. Ceea ce înseamnă că acel asfalt va fi spart? Da, va fi spart. Ceea ce încerc acum să fac este să găsesc o soluție prin care măcar pe anumite tronsoane, unde ne permite și nivelul de buget pe care îl avem în aceste proiecte, să putem merge cu o soluție pe interior, să sablăm țevile, să le curățăm foarte bine și să venim cu o cămășuire pe interiorul acestor țevi. Sunt posibilitățile din cei cu care am vorbit din industrie, cunoscându-i și din experiența mea din ambient, atâta timp că am știut ce înseamnă piața astăzi din România și mai mult fiind secretar de stat responsabil de ministerul, de tot ce înseamnă industrie și partea de economie, i-am pus pe acești antreprenori la masă, pe acești furnizori de produse, să vedem ce ar însemna ca nivel de costuri, ce ar însemna ca nivel de eficiență, să nu spargem tot bulevardul, să nu spargem toate zonele. Și sunt câteva soluții, împreună cu cei de APAPROD și cu Consiliul Județean ne-am aplicat foarte serios pe această problemă. Cred că DEVA nu mai are nevoie de atâtea spărturi sau măcar să evităm cât de mult putem, pentru că știam din timp, dar acestea trebuiau făcute etapizat din punctul meu de vedere. Încercăm să vedem ce putem face în perioada imediat următoare. Aici este cel mai frustrant lucru, pentru că s-a știut înainte de marea asfaltare a acestui bulevard. Cei de la APAPROD anunțaseră din timp aceste lucrări. Numai că cei de APAPROD anunțaseră. Gândiți-vă, e un proiect care din 2017 s-a lucrat la el și prin atributul Consiliului Județean s-a obținut finanțarea acum 2 ani de zile, s-a semnat toate
ATU-urile implicate, inclusiv DEVA, știau, pentru că DEVA a dat străzile care au nevoie de aceste schimbări de apă, canal și reabilitări, adică nu neapărat că se știau, iar toată lumea a fost în cea mai bună cunoștință de cauză. Da, dar cu toate acestea, iată că asfaltul electoral a fost pe primul plan și acum vă vine așa greutatea aceasta pe umeri pentru a putea găsi soluții să remediați cumva această eroare, să evităm spargerile în continuare, așa este. Pentru că devenii s-au săturat de asfalt spart, s-au săturat de lipsa trotuarelor, să ne amintim ce a fost pe acest bulevard pe tot parcursul, cred că 7-9 luni, nici nu mai țin minte exact cât au durat acele lucrări pentru amenajarea pistelor și trotuarelor și rezultatul este unul poate nu chiar dezastros, dar într-acolo se merge. Mai sunt de fapt câteva luni până când veți prelua mandatul. Știm, deja sunteți un optimist convins, vedeți doar... Refer realist cu o mică doză de optimism. Vedeți doar lucrurile bune și soluțiile de cele mai multe ori atunci când vedeți o problemă, automat mintea dumneavoastră se gândește care sunt soluțiile, ce putem face. Dar care este cea mai mare frică, să spunem, pe care o aveți atunci când veți prelua mandatul? Frică, n-aș putea să spun frică, dar cred că votul devenilor a demonstrat o dorință de schimbare. Ceea ce vreau și aș vrea să putem face împreună cu toți este să schimbăm această mentalitate a noastră de până acum. Să privim cu totul și cu totul altfel lucrurile și să încercăm să rupem această ceață de pe privirea noastră și să gândim cu totul și cu totul altfel. Să gândim, așa cum am spus, pentru DEVA și pentru deveni și cred că prin bunăvoință și prin implicare cu siguranță vom putea face. Avem atâtea exemple care au dovedit că se poate face și DEVA nu este un oraș care să nu poate fi deschis pe viitor, să nu poate fi deschis pe o nouă perspectivă și pe o nouă abordare și văd din de 3 săptămâni de când s-au terminat alegerile, văd mesajele pe care le primesc pe Facebook. Îmi scriu foarte mulți oameni și mă bucură implicarea și dorința oamenilor de a se implica în viața comunității, dorința devenilor de a fi parte dintr-un proces de transformare al DEVA-ului și cred că asta este cel mai important lucru. Într-adevăr, mă încarcă foarte mult și responsabilitatea pe care eu împreună cu echipa mea o avem în momentul de față este enormă, dar așa cum ați spus, neapărat optimism, dar un realism pozitiv, să spun așa, este extrem de important. Dar dacă vom face aceste lucruri să se întâmple, acest parteneriat public-privat, această consultare permanentă cu oamenii și cu asociațiile de proprietari, cu tinerii, cu turismul și cu antreprenorii și nu numai, eu cred că lucrurile vor deveni mai ușoare sau chiar dacă nu vor fi mai ușoare, pentru că sunt convins că vor fi îngrozitor de dificil din lipsa bugetului, din lipsa banilor, din lipsa perspectivelor, dar cu această colaborare și cu acest parteneriat, cred că vom putea găsi soluțiile ca să mergem înainte. Nu vor fi ușor următorii 2 ani de zile. Nu va fi foarte simplu. Vedem acum că prin desființarea cluburilor sportive, ceea ce actuala administrație a făcut-o din cauza lipsei banilor, din cauza lipsei sau, mă rog, nu știu toate cauzele, voi le voi ști după 1 noiembrie când mă voi apleca asupra lor să văd de unde vin aceste probleme, dar cu siguranță noi trebuie să gândim în perspectivă pozitiv și trebuie să gândim pentru copiii noștri, trebuie să gândim pentru educația lor, trebuie să gândim pentru sport, pentru o dezvoltare a unei minți și a unui corp sănătos, trebuie să gândim pentru tot ce înseamnă dezvoltarea antreprenatului, dar doar împreună le putem face. Nici eu și nici echipa mea nu suntem cei mai deștepți. Și așa cum am spus-o și în campanie și în minister, așa cum conduc prin aceste consultări permanente, prin aceste discuții de a ne pune la masă și de a găsi pentru fiecare o problemă o soluție. Poate nu este cea mai bună, dar trebuie să găsim cea mai propice pentru DEVA, trebuie să găsim cea mai confortabilă și cea mai în avantajul DEVA-ului și a devenilor. Și cu cât mai multe idei venite și din partea oamenilor, din partea antreprenorilor și nu numai, cu atât mai bine, pentru că sigur se va găsi acea soluție potrivită pentru problema respectivă. Ați spus puțin mai devreme că poate și lipsa bugetului vă va pune așa sigur, în încurcătură. Sigur. Mulți vor spune, bine, DEVA are cel mai mare buget. De ce așa ați este. Avea temeri din acest punct de vedere?
E, cum am spus și mai devreme, ținând cont că în 2025 va fi anul cu cele mai mari rambursări de credite, că să vedem dacă putem, cât putem din aceste proiecte să salvăm, cum am spus, doar după discuțiile pe care le voi purta cu administratorul public și cu colegii din primărie. Adică mare parte din buget ar putea fi alocat pentru a plăti datoriile, să spunem? Deocamdată așa văd, din imaginea pe care o văd din discuțiile cu colegii mei din ministere și care mi-au prezentat un pic situația fondurilor, proiectelor și desfășurarea lor cu ADR Vestu, unde chiar am dorit să facem o întâlnire comună cu colegii din primărie și cu reprezentanții din ADR Vest, dar așa cum am spus, mai întâi vreau să văd imaginea reală de exemplu, pentru că deocamdată vedem doar anumite părți. Vreau să vedem și celelalte părți, pentru că așa cred că până la urmă vedem o imagine corectă și atunci putem stabili exact ceea ce avem de făcut pe perioada următoare. Nu suntem, cred că, nici prima, nici ultima primărie care se confruntă cu asemenea situații. Important este să avem mintea limpede, să putem să găsim soluțiile cele mai bune ca să putem să mergem înainte. După 1 noiembrie vom avea și o nouă formulă a aparatului administrativ. Vă gândiți să faceți poate anumite schimbări, anumite modificări în tocmai ceea ce fost privește făcute. Am înțeles că tocmai ce a fost făcută, o reorganizare a primăriei, tocmai ce au modificat organigrama corect și în baza 296-le care trebuie a pus în aplicare până la 1 acestei luni. Vom vedea ce va fi acolo. Voi vrea să discut cu toți colegii, vreau să discut cu fiecare direcție, fiecare serviciu în parte. Cum am spus și în perioada campaniei electorale, cred în omul potrivit la locul potrivit. De aceea cred că toți oamenii din primărie au toată bunăvoința, doar că trebuie să plecăm de la niște reguli, trebuie să plecăm de la niște priorități, priorități pe care vreau să le facem împreună, dar după ceea ce noi ne-am angajat ca echipa a Partidului Social Democrat că vom face în următorii 4 ani, iar împreună cu colegii de la primărie eu sunt sigur că vom găsi deschidere, pentru că un lucru este cel mai important. Și aici cred că toți trebuie să ținem cont de acest lucru, toți ne dorim binele Devei și al Devenirilor. De aici trebuie să începem, de aici trebuie să plecăm și nu cred că nicio persoană din primărie sau din aparatul administrației locale nu va vrea să meargă înainte ca să putem să facem aceste lucruri pe care ni le dorim până la urmă cu toții. Tot cum am spus în campanie, nu sunt doar gândirea noastră a Partidului Social Democrat și a echipei mele. Sunt ceea ce noi din teren am identificat ca probleme pe care le-am pus acolo în acea strategie și în acea dorință de a face pentru Deva lucrurile pe care devenii ni le-au spus și de care devenii au nevoie. Deci nu cred că va fi cazul de așa ceva. Cred foarte mult în omul potrivit în locul potrivit, oameni care să se implice, oameni care să dovedească cu adevărat că vor să facă aceste lucruri în slujba Devei și ale Devenilor. Pentru că tot așa cum am spus în campania electorală, noi asta trebuie să fim în slujba oamenilor din municipiul nostru. V-am întrebat acest lucru pentru că nu doar în Deva, ci cred că în toate localitățile, în toate comunitățile, a existat această temere dacă se va schimba primarul, voi fi dat afară, sigur se vor schimba lucrurile în anumite birouri, să spunem, și tocmai de aceea v-am întrebat dacă aceasta este gândul dumneavoastră de a face o reformă administrativă. Am auzit atât de multe în ultimele 3 săptămâni, m-au ajuns la urechile mele foarte multe discuții, toată lumea își împarte tot felul de lucruri și gândește tot felul de... Chiar și anumite funcții sunt împărțite. Eu le-am spus la toți. Această perioadă este foarte necesară, în primul rând, de a avea imaginea de ansamblu și de a ști exact ce avem de făcut după 1 noiembrie. Asta trebuie să fie prioritatea noastră. Din punct de vedere al administrației locale, cred că este atât de important să fim acolo pentru oameni, încât nu cred că este cazul să ne gândim la asemenea lucruri. Eu sunt un om de echipă și vreau să fac echipă, așa cum am spus, cu fiecare din administrația locală, cu fiecare din municipiu Deva, pentru că doar așa le putem duce la îndeplinire. Dar cred că avem treburi serioase de făcut, nu să discutăm despre asemenea povești și asemenea logici. Omul potrivit la locul potrivit este un lucru extrem de important. Fiecare știe ce are de făcut sau trebuie să știe ce are de făcut, iar regulile sunt cele mai importante. Și eu cred în reguli. Toată lumea care va face și va merge după aceste reguli, eu cred că aceste reguli vom face împreună pentru Deveni.
Nu cred că e cazul să-și facă nimeni probleme, pentru că fiecare vine cu gândul bun și așa îmi place să iau în considerare și așa vreau să tratez problema de la început și toată energia și puterea noastră să o facem în slujba Devei și a Devenirilor. Și să nu uităm că fiecare dintre noi ar trebui cel puțin să știe de ce se află la acel loc de muncă categoric, și care sunt categoric. Deci de-aia spun lucrurile. Că să terminăm cu problemele astea și cu toate gândurile astea, că am auzit multe, nu pe toate, că nu pot să spun pe toate, dar vreau să spun tuturor că în primul rând trebuie să facem echipă, în primul rând trebuie să avem energia pentru Deva și pentru Deveni și dacă noi avem aceste lucruri, cu siguranță revin la primul, trebuie să facem echipă, o echipă bună care va găsi soluțiile cele mai potrivite pentru Deva. V-ați gândit cu cine veți face echipă începând din această toamnă și din postura de viceprimar, viceprimar de fapt al Deve, pentru că Deva va avea și are doi viceprimari. Ați făcut anumite sau ați avut anumite discuții cu ceilalți care au obținut anumite scoruri, iată, la această rundă de alegeri. Avem PNL, mai avem AUR. Împreună cu domnul președinte Laurențiu Nistor suntem axați acum foarte mult, cum am spus, pentru soluțiile de finanțări pentru DEVA. Suntem axați foarte mult pentru a găsi toate oportunitățile pe care le putem atrage de finanțare pentru DEVA. Avem atât de multe lucruri și vă spun, în fiecare zi în minister, cel puțin 2 ore pe zi încerc să mi le aloc pentru a avea și pentru DEVA discuții, analize, întâlniri și așa mai departe. Probleme sunt multe. Asta este prioritatea mea acum. În septembrie, octombrie, când ne vom apropia de preluarea mandatului, de momentul respectiv, atunci vom pune pe toți la masă, vom încerca să avem discuții, să vedem și la fel cum am spus în campanie, din ceea ce am văzut ca strategie a tuturor celor care sunt astăzi în Consiliul Local, nu cred că ne diferențiază foarte mult de ceea ce vrem pentru orașul nostru. Așa că cred că împreună cu toți din Consiliul Local va trebui și vom putea să facem echipă comună, pentru că ce am văzut de la celelalte partide cu ceea ce noi ne-am propus nu sunt foarte diferite. Bine, acum sunteți conștient că în campania electorală se spun vrute și nevrute. Acum este momentul să dovedim cu toții. Și asta cred că va ține, și ați ridicat foarte bine problema, va ține de noi toți să dovedim că ceea ce ne-am propus să facem în campanie nu au fost doar vorbe. Au fost lucruri în care credem și pe care ne vom aduce toată energia să le îndeplinim pentru DEVA. Ori acolo unde sunt proiecte comune, cred că nimeni n-ar trebui să fie împotrivă. Și asta cred că va fi cea mai bună dovadă pentru DEVA și pentru Deveni. Aveți vreun preferat totuși? Sau pe cineva care, să spunem, poate ați rezona și v-ar fi mai ușor atunci când poate veți avea o vizită de făcut la Timișoara, la ADRV sau la București, la ministere, să aveți așa baza că îl veți lăsa aici la cârma orașului? Cu siguranță că programul meu în perioada următoare, datorită și activității mele din guvern, va trebui să fie foarte aplicat de atragerea fondurilor europene. Preferați, nu cred că este cazul pentru DEVA. Pentru DEVA trebuie să gândim cu mintea, nu cu sufletul, și să gândim soluțiile cele mai bune. De aceea nu este cazul să spunem de preferați. Toți cei care doresc să se implice sunt bineveniți la masa discuțiilor, astfel încât împreună să putem să dezvoltăm orașul nostru. Asta cred că este cel mai important. Adică ați fi de acord și cu un viceprimar liberal? Aș fi de acord cu oricine care vine cu energie, cu idei și cu putere ca să poată să ducă la dezvoltarea municipiului nostru, reședință de județ. Vedeți, lăsa puțin politica deoparte, să înțelegem. E obligatoriu să lăsăm politica. Vedeți, dumneavoastră, noi am văzut ce au fost până acum. Este atât de important ca să ne dăm mână cu mână cu toții, așa cum am spus, la nivel de Deveni, la nivel de cetățeni, ca să putem să facem aceste lucruri. Nu vor fi ușoare, nu vor fi simple. Și am știut acest lucru atunci, în momentul respectiv, când am intrat în această campanie electorală. Dar atât eu cât și colegii mei mi-am asumat acest lucru. Cred că toți ceilalți care fac parte din Consiliul Local astăzi și-au asumat sau ar trebui să-și asume aceste lucruri și nu cred că vor avea o problemă ca să nu-și asume pentru a gândi în perspectivă pentru dezvoltarea orașului. Așa că eu, din punctul ăsta de vedere, nu am, să spun așa, mari emoții, pentru că noi știm cu toții unde vrem să ajungem. Acum e timpul să dovedim, să ne dăm mână cu mână cu toții,
nu numai unii sau alții, și să putem să creionăm aceste lucruri pentru viitor. Bun, acum par vorbe mari, dar nu mai are timp acum. Nu mai are timp acum de pierdut. Cred că cu toții am conștientizat momentul în care suntem astăzi. Hai să vedem de acum ce putem face. Pentru că toți, mâine și poi mâine, vom ieși pe stradă, vom ieși în orașul nostru, va trebui să stăm cu capul sus în fața adevei și adevenilor. Pentru că fiecare care a obținut un vot sau 10.000 de voturi, până la urmă, toți au beneficiat de o anumită încredere. După ce s-a terminat campania electorală, noi ar trebui politicienii să încercăm un pic să gândim și administrativ, să gândim din punct de vedere administrației locale și să ne implicăm în viața comunității. Pentru că toți suntem de aici de veni și toți trebuie să ne aducem aportul pentru dezvoltarea orașului nostru. În campania electorală și în noaptea în care ați fost desemnat câștigătorul acestor alegeri, ne-ați spus că primul sau printre primele lucruri pe care vă doriți să le faceți este să rezolvați cumva cele două porți de intrare în municipiul Deva. V-ați păstrat aceeași 100%. Idee? Asta veți face? 100%. Chiar în dimineața asta am avut anumite discuții aplicate cu colegii mei și cu anumite persoane să vedem, să găsim o soluție astfel încât ambele intrări ale Devei nu numai să le curățăm, să le cosmetizăm și să arate bine, în primul rând acum arată cum exact. Trebuie și mai mult decât atât, și sunt lucruri elementare până la urmă, care nu se fac acum. Deva e acasă, a venit dintr-o credință, n-a venit dintr-o slogan electoral. Așa cum am spus la fel în campanie electorală, este cartea noastră de vizită. Intrările, cele două intrări din Deva sunt cărțile noastre de vizită. Este atât de important să le punem la punct. Și asta chiar vreau. Am și chiar vreau să fie aceste cărți de vizită. Vedem cu toții. Acum știți foarte bine, și nici în campanie electorală n-am atacat pe nimeni făcute. Și n-am acuzat pe nimeni, ci doar am spus cum aș fi vrut să rezolv probleme și ceea ce vreau să fac. Acum deja vreau să rezolv din probleme și să gândesc pentru viitor ca să putem să ajungem acolo unde ne dorim. Că să nu uităm, și primarul e cumva cartea de vizită a fiecăruia, pentru că dacă el nu este în stare, iată, să cosească acea iarbă care e, cred că, mai înaltă decât noi dacă ne-am așeza lângă ea la intrările din Deva, avem pretenții de la cetățeni să-și cosească în fața porții sau să-și adune gunoiul din fața curții. Este un exemplu pe care, iată, unii îl urmează, dar atunci când vedem că acele coșuri de gunoi pe care le tot găsim undeva, unde le găsim, cei drept, sunt pline de gunoi și pe lângă și așa mai departe și nu sunt curățate, iarba nu este cosită și multe și multe alte probleme, și starea noastră a cetățenilor este una destul de... Și numai acesta este un minim necesar pe care trebuie să-l avem și este atât de important ca să putem să avem confortul atunci când mergem acasă. Așa cum intrăm în orașul nostru și intrarea trebuie să fie curată și civilizată, așa cum ajungem în fața blocului sau a casei, așa cum avem și ne creionăm toți în jurul nostru, în gospodărie, lucrurile așa cum ne place, așa trebuie să facem și în comunitate. Cu siguranță că noi, ca administrație, trebuie să dăm un exemplu că se poate, să dăm un exemplu că facem lucrurile așa cum trebuie de la bun început. Știți, este o vorbă. Poți să faci lucrurile în două feluri. Poți să le faci bine sau încă o dată. Hai să începem să le facem bine. Hai să le facem doar o singură dată, de la bun început, așa cum trebuie, astfel încât după aceea să beneficiem. Și sunt sigur după aceea că întreaga comunitate din Deva vor veni alături de noi și vor întreține și vor aduce aportul. Am văzut atâtea zone verzi în jurul blocului unde se ved oameni gospodari care au și probabil și timp sau își fac timp dintr-o pasiune sau dintr-o dorință, dar întrețin acele zone verzi pentru că nu de cele mai multe ori primăria a fost cel mai bun gospodar. Vedem alte locuri în care nu se întâmplă, dar noi dacă, ca și primărie, dacă dăm acest ton, dacă facem aceste lucruri așa cum trebuie, cu siguranță că vom primi și sprijinul oamenilor și ne va fi mai ușor. Dar trebuie să începem de undeva, trebuie să dăm acest ton. Și chiar am avut acum două săptămâni cu niște arhitecți peisagiști ca să vedem să creionăm acele imagini ale cartierelor, așa cum am spus, să venim cu propuneri și chiar aș vrea în august să fac o întâlnire cu asociațiile de proprietari, președinții asociațiilor de proprietari, să discutăm un pic, să le arăt niște randări, sunt niște propuneri pe care să le facem astfel încât anul viitor să facem acea
particularitatea fiecărui cartier în parte, să o implementăm și cu mici exemple, dar după aceea să o extindem tot mai mult și tot mai mult, dacă va fi pe placul devenilor, astfel încât să schimbăm oarecum percepția DVE astăzi. Mai avem 5 minute din această emisiune, am dezbătut puțin mai mult ceea ce înseamnă DEVA acasă, cum vă place dumneavoastră să spuneți și cum să sperăm că și nouă ne va plăcea să spunem la un moment dat acest lucru despre orașul nostru. Spuneam la începutul emisiunii că vom discuta puțin și despre vizita la Washington pe care ați efectuat-o din postura de ministru secretar de stat. Care a fost scopul acestei vizite și cu ce ne ajută pe noi, românii? Da, scopul acestei vizite a fost foarte important pentru noi ca țară, pentru că este vorba de parteneriatul între România și Statele Unite. Este vorba de tot ce am putut să facem acum ca strategie pentru viitor, pentru dezvoltarea acestui parteneriat. E vorba despre strategiile industriei, din punct de vedere al industriei, al antreprenoriatului, al dezvoltării turismului și al industriei de apărare, industriei și domenii de activitate care sunt în responsabilitatea noastră a Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului astăzi. Și împreună cu Secretariatul de Stat al Statelor Unite am avut aceste discuții extrem de aplicate și cu o perspectivă extraordinară pentru dezvoltarea economică și industrială a României astăzi. Componentele, cum am spus, atât de turism cât și ale întregii industrii, incluzând și industria de apărare, mai mult decât atât ale dezvoltării antreprenoriatului și ale startup-urilor, precum și ale întregii industriei, pentru că știm foarte bine, domnul prim-ministru Ciolacu are un scop foarte clar și bine definit, reindustrializarea României. Sunt niște deziderate foarte importante pe care noi dorim, în parteneriat cu Statele Unite, să le dezvoltăm. O reindustrializare nu cu ceea ce am fost obișnuiți în urmă cu 30 de ani. Nu numai cu ce am fost obișnuiți, pentru că și industria, de exemplu, metalurgică este extrem de importantă pentru noi, dar vorbim de întreaga industrie, vorbim de perspectivele industriei moderne pe care le avem astăzi, vorbim de șansa noastră a României aflată în vecinătatea Ucrainei și gândim cu toții că și sperăm că acest conflict se va termina cât de repede și să gândim o reindustrializare și o refacere a Ucrainei, unde ne punem mari speranțe că putea fi un pilon și un ajutor pentru vecinii noștri, pentru că așa cum am fost la începutul războiului și am ajutat ucrainienii, am ajutat Ucraina în general cu tot ceea ce am putut noi ca țară și acum vrem să ajutăm mai mult decât atât. Mă tem că mulți dintre cei care ne urmăresc vor spune, așa cum au spus-o și la începutul acestui război, când iată România a sprijinit într-un fel sau altul Ucraina, vor spune și acum în continuare ne ocupăm de alții și mai puțin de noi, de ce trebuie să-i ajutăm atât de mult? Vedeți, asta este schimbarea de abordare și asta ne ajută foarte mult, pentru că noi ne vom ocupa de a industrializa România, de a crea acea plus valoare aici, la noi în țară, de a aduce cât mai multe fabrici, cât mai mulți producători la noi în țară, de a avea plus valoarea de aici, astfel încât noi să putem deveni un hub în perioada următorilor 5 ani de zile, un hub în tot ceea ce înseamnă Europa Centrală și de Est. Perspectivele sunt foarte bune, vedem acum nou rating de țară pe care Statele Unite ne-a dat, un rating extrem de favorabil pentru investiții, ceea ce s-a dovedit în ultima perioadă, mai ales că am crescut cu peste 20% investițiile în 2020, investițiile străine în 2024 față de similarul din 2023, lucru care se dovedește că guvernul României are o politică economică stabilă, coerentă și care vine cu soluții bune de finanțare pentru a dezvolta tot ce înseamnă mediul antreprenorial. Cu siguranță sunt anumite decizii și știm foarte bine ceea ce Ministerul de Finanțe a făcut în ultima perioadă. Noi suntem în discuții în momentul de față, sperăm să găsim soluția cea mai bună, astfel încât împreună cu Ministerul de Finanțe să nu ajungem la niște probleme din punct de vedere al antreprenorilor. Ne dorim să găsim cele mai bune soluții pentru mediul economic, dar se dovedește că noi, ceea ce am făcut până acum ca și guvern, este o soluție foarte bună, pentru că ratingul de țară în perpetuă creștere și apreciere, ca să spun așa, Statele Unite și nu numai, a tuturor celor mari din întreaga lume care apreciază dezvoltarea României, dovedește faptul că mediul antreprenorial din România este pe un drum bun. Este o
un mediu sănătos, un mediu care are o perspectivă fantastică de a se, de a se dezvolta. Aici vă referiți la antreprenorii mari. Și nu numai la antreprenorii mari, vorbim de antreprenorii mari, medii și la antreprenorii mici. Ne uităm un pic acum și vedem ce înseamnă IMM-urile și dezvoltarea cifrelor de afacere al IMM-urilor în ultima perioadă. Fondurile de finanțările de care aceștia beneficiază anul ăsta sunt niște finanțări record, ca să spun așa, din ultima perioadă, care cu siguranță vor contribui la dezvoltarea și la creșterea lor ca și număr și ca și cifră de afaceri. Cei care au și curajul să, să acceseze aceste fonduri. Antreprenorii în general sunt curajoși și cei ar trebui mici, să fie. Mai puțin, pentru că au destul de multe temeri atunci când așa vine vorba este, de doar accesarea că, acestor fonduri. Scanările pe care le facem manual din cadrul Ministerului, pentru că noi ca Minister nu avem foarte multe fonduri europene, dar uităm ce, tot ce au MIPE, tot ce au energia, mediu, dezvoltarea și așa mai departe, 75% din fonduri europene care se alocă sunt pentru IMM-uri, da? Pentru întreprinderi mici și mijlocii și micro-întreprinderi. Acum noi, prin măsurile de ajutor de stat pe care le facem pe Ministerul Economiei, încercăm să aducem și către industria mare aceste ajutoare de stat, pentru că vin din bugetul propriu al României, nu vin din fonduri europene, dar vrem să fim un partener corect și un partener activ al industriei, astfel încât să-i ajutăm să se dezvolte. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, pentru toate informațiile pe care le-ați adus devenilor în primul rând, pentru că așa cum am spus-o și în campanie, o spun și acum, oamenii ar trebui să fie cei care contează pentru primar, pentru președinte de Consiliul Județean, pentru consilier local și așa mai departe. Ei sunt cei care sunt în centrul atenției, măcar din anumite puncte de vedere. Vă mai așteptăm la DEVA, vă mai așteptăm în cadrul emisiunii noastre și să veniți în fața devenilor. Mulțumesc oricând, cu orice ocazie și mai mult decât atât, așa cum am spus, în fiecare weekend când vin acasă, sunt în mijlocul devenilor și îmi doresc să continui acest lucru și mulțumesc încă o dată devenilor, tuturor devenilor, pentru încredere și cu Dumnezeu înainte să facem din DEVA un oraș așa cum ne dorim. Doamne ajută! Doamne ajută! Acum le mulțumiți și le spuneți aceste lucruri care vin din suflet pentru că vă simțim. Din noiembrie încolo le veți mulțumi și prin fapte, cu siguranță. Obligatoriu. De fapt, așa trebuie, nu? Obligatoriu. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi și astăzi. Vă invit să rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!